Odată, spuse mai departe, am întâlnit un alt voinic, pe craiul Nuradin Pridon, dintr-un oraș de lângă mare, ce e numit Mulgazanzar. Notă: Nu se cunoaște niciun ținut sau oraș Mulgazanzar. Numele acesta, ca și altele din povestire, de pildă acela al Nestanei, este persan. Se pare că înseamnă orașul de lângă ape. Astfel de numiri sunt puse de Rustaveli, probabil pentru a dovedi că poemul său are la bază o legendă persană. Victor Kernbach face în prefața tălmăcirii sale următoare interesantă supoziție referitor la această problemă. Desigur însă că izvoarele de altă natură în laterale au existat. Ele fac parte din școala artistică a fiecărui poet. Șafteli, Ciaruhațe, Honeli, Tmogveli și anonimii poeți populari au fost dascălii naționali ai lui Rustaveli. Dascăli a fost și Homer, dascăl i-a fost și Firdusi. În anumite privințe, elementele mitologice și fantastice, hiperbolizările dezvoltate pe panta fabulației, au în Asia și nu numai în Asia origine comună. Așa se explică bunăoară o asemănare uimitoare între prietenia născută dintr-un conflict dintre Aftandil și Tariel, eroii lui Rustaveli și prietenia lui Gilgamesh și Enchidu din străvechiul poem babilonian descoperit și restabilit la vreo șase secole după moartea lui Rustaveli dar legendele trăiesc milenii perpetuate de popor din generație în generație și n-ar fi exclus ca această asemănare să-și aibă izvorul într-o inspirație de natură folclorică într-o măsură trimiterea lui Aftandil de către Tina Tina prin lume spre cucerirea dragostei pe calea sacrificiilor Seamănă bine și cu cazul lui Harapalb, ceea ce nu înseamnă că Ion Creangă ar fi cunoscut opera lui Rustavelii. dar străvechile legende au penetrat în felurite basme în folclorul tuturor popoarelor și aici poate să stea tot secretul sursei de o bârșie persană a poemului Rustavelian. Notă încheiată. În ziua când l-am întâlnit, țărmul îi era cotropit de o mulțime de vrăjmași. Văzându-l că e în cumpănă, m-am repezit în ajutor. Dușmanii au fost biruiți. Drept mulțumire, acest craim a poftit în orașul său, unde am fost primit ca un împărat. Povestindu-i apoi, cocaut de-a lungul coastelor pe aceea căreia i-am jurat credință. Regele insulei mi-a spus că a zărit cândva într-o barcă doi bărbați înfiorători, ducând cu ei pe o copilă de-o frumusețe fără seamăn. Barca plutea întins pe mare și până să-și dea seama bine craiul pridon ce se întâmpla, urma ei s-a pierdut în zare. Am înțeles că în acea barcă fusese însăși draga mea. Jalea m-a potopit mai aspră, inima mi s-a sfâșiat. Nestana n mi se depărta din calea tristei mele vieți pridon a legat prietenie cu mine până la mormânt și s-a jurat să cerceteze mereu întinsul tinsul lor cu vestiții lui corăbieri dar până azi precum se vede n-a izbutit încă nimic de amărăciune și durere temir că mi s-au rătăcit de la o vreme mințile că umblu singur prin coclauri, cum am fost și în Arabia, sau să mă ascund în peșteră. Asmata singură, surioara, mi-a rămas pe acest meleag și amândoi, fără nădejde, dar zi de zi și ceas de ceas, gândim la draga mea nestana și dorul nu ni-l Alerg din când în când la țărmuri, privesc marea fără sfârșit și deznădejdea îmi apasă inima parcă și mai mult, mai ales când îmi amintesc că în lume mai e bucurie, dar eu nici când nu o să o mai am. Aceasta mi-e povestea, frate. Du-te acum la craiul tău și, povestindu-i întâmplarea, slujind-o pe iubita ta, încântătoarea Tina Tina, fii fericit tu, Aftandil. Aftandil, care-l ascultase pe Tariel, până atunci fără a-i spune vreun cuvânt, se ridică, îl luă de umeri, îmbrățișându-l voinicește. Mi-ai povestit despre Pridon că s-a legat să te ajute. Dă-mi acum, Tariel, să fac pentru tine același lucru. Pornesc azi spre Arabia, însă nici două luni nu-or trece și o să mă înapoiez. Toți trei?" tu, cu Pridon și cu mine, vom da de urmele nestanei oriunde ar fi și o vom salva, prietene drag. Și așa s-a pornit Aftandil înapoi spre Arabia. Calul lui a zburat ca gândul peste coline și câmpii. N-avea răbdare să ajungă lângă iubita Itinatina, să-i ducă dezlegarea tainei viteazului înveșmântat în haine din blană de tigru, să-i liniștească inima tatălui, ei lui Rostevan. Oștenice erau pe turnuri, din depărtare l-au zărit. Chimvale, surle, harfe, tobe, toate au sunat în cinstea lui. Nimeni n-a fost mai fericit în acea zi ca Tina Tina. Ochii ei străluceau ca para, buzele îi erau mai roșii, obrajii mai înbujorați. Nici Craiul Rostevan, bătrânul, nu știa cum să se arate mai mulțumit că îl revedea. În toată vremea, cât fusese tânărul comandant de oști plecat să-l caute pe Tariel, Rostevan se temuse în sine să nu se afle acest lucru peste hotarele arabe. Dușmanii să nu năvălească, știind că sabiei lipsește. Și acum, că se întorsese în țară, că totul se sfârșise bine, era nespus de mulțumit. Îi povestea lui afandil prin ce îngrijorări trecuse. Iar Aftandil nu îndrăznea să-i spună de făgăduiala ce i-o făcuse lui Tariel de a se întoarce în două luni la peștera de lângă râu. Astfel trecu o săptămână, trecură două și încă una. Pe aftandil îl urmărea vedenia viteazului în haina galbene de tigru, rătăcind trist și însingurat pe țărmul mării argintii, cătând în toate zările cu palma streașină la ochi, plângând ades nealinat. N-avea o clipă de liniște. În sinea lui se întreba, dacă într-o zi Tariel își pierde mințile cu desăvârșire și se azvârle de pe o stâncă în valul mării și se stinge va trebui să am curajul și să-l vestesc pe Rostevan că sunt dator să nu întârzi nicio clipă și să plec așa cum am făgăduit. Dar el nu poate să trăiască, de nu o salvăm pe Nestana din ghiarele cui s-o afla. Atât îl urmăreau de mult pe Aftandil aceste gânduri, încât umbla tot tulburat. Nu-i mai plăceau petrecerile, nici cântecele fermecate ale fecioarelor arabe, Noaptea când cerul înstelat pare un turban imens, albastru, bătut în ținte aurite și coborât peste pustiu. Nu-i mai plăceau nici jocurile cu săbiile din zorii zilei când cerul pare o tipsie pe care Abharcel din legendă a încărcat-o cu jeratic ca să-și hrănească armăsarii ținuți legați de un stâlp de aur la vămile văzduhului nu-i mai plăcea viteazului decât să-și mângâie mereu luciul tăios al sabiei rămasă de la tatăl său și arcul să-și îl încordeze. Iar într-o noapte înstelată se strecură chiar sub fereastra iubitei sale Tinatina tina și glăsui. Stăpâna mea, acum e vremea să pornesc spre peștera însingurată. Ți-am povestit despre Tariel. Tu-mi cunoști făgăduiala. Tăcerea nopții încremenise lângă fereastra zăbrălită, unde frumoasa tinatina privea tristă spre aftandil. Pleci iar!" șoptia în sfârșit. Știu, jurământul a ți ține e lucrul cel mai prețuit. Dar eu, la mine te-ai gândit, ce mă voi face în lipsa ta?" Astfel îl întreba fecioara, înfiorându-se de spaima, că aftandil în luptele la care sigur va lua parte, ar putea să fie rănit sau doborât de vreun dușman. Tu știi, îi spuse el în șoaptă, că nu e prieten cel pe care suferințele prietenului îl pot lăsa nepăsător. Doresc ca mâine, prin vizir, să-l vestesc și pe tatăl tău, deși el se va mânia îi va fi teamă pentru țară, cum i a mai fost și în trecut. Să nu se afle că lipsești, că sabia ți nu este gata să apere Arabia. Dragul meu, nu te supăra. Noaptea trecuse și lăsase în inima lui Aftandil hotărârea de a nu se abate de la ceea ce socotea că e întâia ai datorie. Așa cum bănuise el, Rostevan, auzind vestirea că Aftandil iar va pleca, se mâniase îngrozitor. Văzând deci că nu-i altă cale, tânărul comandant de oști plecă în taină spre Tariel, lăsând în urmă un răvaș către craiul Arabiei, în care îi cerea iertare pentru îndrăzneala de a porni fără de învoiala lui, și îl ruga, în cazul când nu avea să se mai întoarcă, să-i împlinească un testament. Testamentul suna astfel. Doresc să fie liberați toți robii din ținutul meu averile să mi se împartă celor săraci, bolnavi și slabi. De asemenea, vreau să se ridice case pentru copiii orfani și să se construiască poduri peste prăpăstii, peste râuri, la îndemâna ori și cui, cu dărnicie să se dea tuturor ce au de trebuință. Notă. Testamentul lui Aftandil, prin care acesta hotărăște să fie eliberați robii și ajutați cei sărmani, nu este altceva decât un îndemn direct, în acest sens, al poetului Rustaveli, adresat celor puternici din zilele sale. Notă încheiată. Așa se face că din nou roibul lui Aftandil zbura peste coline prin pustiu. Sabia de oțel albastru a cavalerului arab se pregătea de bătălii pentru Tariel, prietenul său, în vreme ce în mintea lui strălucea chipul tinatinei și auzea cuvintele. Du-te, iubite, și-l ajută pe prietenul tău indian și întoarce te în Arabia și cu Tariel și cu Nestana și cu Pridon de vor voi, iar eu te voi primi cu flori. Și a zburat, a tot zburat, până ce a ajuns arabul la peștera lui Tariel acesta se îmbolnăvise de suferință și necazuri și își cam pierduse mințile. Cu greu l-a trezit Aftandil și l-a făcut să înțeleagă că el venise să-l ajute, dar și mai greu l-a hotărât să se îndrepte către țărm și să-i arate încotro este orașul lui Nuradin Pridon, cu care Tariel legase cândva trainică prietenie. Într-acolo a călătorit Aftandil șaptezeci de zile și a ajuns în Mulgazanzar, orașul craiului Pridon. Prințul arab plecase singur, fiindcă Tariel era bolnav. După ce craiul a aflat că Aftandil e prietenul lui Tariel din India, n-a știut cum să-l ospețească, cu ce daruri să-l mai imbie și cum să-i facă mai plăcută șederea în orașul lui. I-a arătat la rândul său unde zărise într-o zi barca în care o copilă era purtată de doi oameni cu chipuri înfiorătoare uite, de-a lungul țărmului, a rostit craiul Nuradin. A plutit barca într-acolo unde zărești un promontoriu. Până să chem vreo câțiva oameni și să pornim în urmărire, barca s-a șters din ochii mei. Am să încerc eu să găsesc. Unde au dus-o pe i-a glăsuit lui Nuradin Pridon, tânărul cavaler arab. Îngăduie-mi," a spus Pridon, să-ți dau patru însoțitori, o platoșă ce e făcută în așa fel încât securea sau paloșul nu o pot sparge și un cal mai apric decât focul, mai iute decât zboară vântul." Primesc," s-a învoit Aftandil, acum, ca și tariel, mi-ești frate. Tuți trei suntem uniți în gânduri și în simțiri până la moarte." Să ai în toată biruință, i-a mai urat pridon voios, lui Aftandil, la despărțire. Și de găsești cumva vreo urmă, cheamă-mă, frate, cât mai grabnic, ca vrabia am să mă salt. Abia aștept să-mi scald și eu sabia în sângele vrăjmaș al celor care au zdrobit fericirea lui Tariel, răpindu-i-o pe nestana lui. S-au strâns în brațe cu căldură și Aftandil, prințul arab, a purces iarăși mai departe. Tărie în tot ce săvârșise, îi dădea doar chipul tinatinei, purtat de el în inimă. Au umblat peste munți și văi și prin pustiuri și prin codri, întrebându-i pe fiecare de n-au zărit o penestana, târâtă de doi oameni răi. Au trecut astfel, cum se spune, trei luni și încă zece zile. Și cum călătorea pe cale, a întâlnit o caravană care venea de la Bagdad cu multe mărfuri pe cămile, Negociatorii se aflau pe țărm, lângă o corabie, dar nu îndrăzneau să-și urce marfa, fiindcă pirații bântuiau. Vai nouă, strigau negustorii, pirații au să ne jefuiască, ba poate au să ne ucidă. Mai înainte au dat foc altei corăbii din Bagdad. Ce ne vom face noi pe mare? Aftandil, auzindu-le cuvintele de deznădejde, i am îmbărbătat încredințându-i că e oștean arab, armat și nu se teme de primejdii și că el îi va apăra. Neguțătorii, liniștiți, s-au urcat pe corabie și, într-adevăr, după scurt timp din zări s-au arătat pirați cu flamuri negre pe catarg neguțătorii îngroziți sau au ascuns iute pe sub bănci, pe după uși, în saci și în lăzi și tremurând își așteptau sfârșitul, spintecați de săbii sau arși în focul ce urma să mistuie corabia. Doar Aftandil, cu o gheoagă în mână și oamenii lui Nuradin au rămas neclintiți pe punte. Pirații, care cum săreau pe vasul neguțătoresc, erau primiți cum se cuvine. Lupta s-a dat mai multe ceasuri. Marea era învolburată, însă viteazul comandant al oștilor Arabiei, până la urmă, i-a răpus pe toți pirații, curățând apele de ei. Prăzile lor, mărfuri și aur, covoare, pietre prețioase, au fost aduse de pe vasul pirateresc pe celălalt. Corabia piraților a fost arsă în largul mării. Negustorii nu știau cum să-l mai laude pe viteaz și îl numeau stăpânul lor. Cum am putea să-ți mulțumim mult, praviteazule prea arab? Îl întrebau neguțătorii. Ale tale sunt prezile smulse de voi de la pirați, de asemenea mărfurile noastre, îți datorăm și viețile, căci fără tine ajungeam să hrănim peștii mărilor. Așa strigau neguțătorii, sărutându-i lui Aftandil mâinile și picioarele, lăudându-l cât puteau mai tare, cu cele mai alese vorbe. Dar Aftandil n-a vrut să audă, n-a luat nimic din avuții. Drumul meu are alte țeluri, mărfurile nu-mi trebuiesc, de vreți însă să mă slujiți, puteți să o faceți, iată cum. Oricum ar fi, noi o vom face, au glăsuit neguțătorii. Să mă ascundeți printre voi, să mă dați drept neguțător, conducătorul caravanei, să nu povestiți nimănui că sunt oștean și ce am făcut. Atâta tot, atâta tot. Neguțătorii s-au mirat că tânărul oștean arab dorește atâta de puțin, dar au primit numai decât propunerea ce le-o făcea. Vorba lui le era poruncă. L-au îmbrăcat cu un caftan și straie de neguțător și au plutit apoi mai departe. Marea era prielnică, în puțin timp s-a arătat la țărmul mării un oraș cu turle și cu case mari, cu grădini pline de verdeață. Zeci de corăbiși le legănau ca targele, ca niște aripi, în portul acestui oraș. Iată orașul Gulanșaro, notă nu se cunoaște unde ar putea să fi fost acest oraș, deși după descrierea lui ca un centru comercial cu foișoare și cerdacuri, s-ar putea să fie un oraș grecesc. Numele, tot în persană, înseamnă oraș al trandafirilor. Notă încheiată. Au glăsuit neguțătorii. Aici se face de ver bun. Putem să poposim la țărm și după ce au coborât de pe puntea corabiei, neguțătorii și-au întins mărfurile într-o piață mare aflată aproape de țărm. Țărmul și piața unde ei își desfăcuseră tarabe aparținea unui bărbat al cărui nume era Usen. Usen, bărbat cinstit și vrednic, avea slujba de staroste peste negoțul din oraș. Și după obiceiuri vechi, orice neguțător venea, trebuia să-și înfățișeze marfa, întâi și întâi lui Usen. Așa au fost siliți să facă și cei care veniseră cu aftandil în Gulan Numai că Usen se întâmplase să nu fie atunci acasă. Plecase într-o călătorie, și locul său îl ținea Fatma, soția stare st starostelui Usen. Prin târg se răspândise vestea că au sosit în Gulan Sharo niște neguțători vestiți, cu mărfuri scumpe din Bagdad, și că în fruntea lor se află un tânăr chipeș ca un zeu. Oamenii se îngrămădeau să-l privească pe Aftandil. Fatma, femeie primitoare, i-a pregătit și un ospăț. Ospățul s-a întins cam mult, durând aproape toată noaptea, și dintr-o vorbă în altă vorbă, limbile s-au mai dezlegat. După ce Fatma a aflat cum înfruntase aftandil cetele de pirați pe mare, a început să-i povestească la rândul ei o întâmplare ca... care o zguduise mult. Ședeam odată, i-a spus Fatma, la o fereastră și visam privind către aria mării. Deodată am auzit țipând și am văzut o corabie sau mai curând o barcă mare în care doi oameni urâți, negri, buzați și fioroși, care veneau din India, duceau o fată prizonieră. Fata era de o frumusețe, cum nu mi-a mai fost dat să văd. Ea se zbătea în brațele lor. data am trimis un pâlc de oameni credincioși să o scape. Aceștia s-au grăbit spre barcă, indienii au sărit la ei și în lupta ce s-a dat pe țărm, indienii și-au pierdut viața. Pe fată am ascuns-o aici, în casa unde te găsești. I-am dat veșminte strălucite, căci părea fată de împărat. Cum se cheamă această fată? întreba Aftandil deodată străbătut de o bănuială. nestana era numele. Nestana? striga Aftandil. Hai, spune, spune mai departe și Fatma își continuă povestea arătând cele ce urmează. Atât era fata de mândră încât am socotit că-i bine să o ascund, să nu arăt, ca nu cumva să-i vie gândul cuiva să o fure și să o vândă. Îmi era dragă, ca și cum ar fi fost chiar copila mea. Ziua pe ascuns mergeam la ea, o priveam ceasuri nesfârșite și nu mă săturam să o văd. Toate ar fi fost bune și astăzi dacă Usen, bărbatul meu, n-ar fi pălăvrăgit prea mult în fața împăratului ce stăpânește Gulan Iar împăratul are un fiu și acesta, auzind că fata este atât de frumoasă, a poruncit să fie adusă cu grabă mare la palat. A venit oaste de la curte și au luat-o pe biata copilă. Au îmbrăcat-o în veșminte de aur și mărgăritare. Pe pletele ei încrețite cu firele ca de mătase, curtenii i-au pus o cunună din pietre roșii de rubin. Împăratul și curtea sa, mulțimea care o zărise, nu mai vorbea în vremea asta decât de frumusețea fetei, strălucitoare ca un astru. Iar eu plângeam, căci mi era dragă și mi era milă de ea, știind că e nefericită. Soțul meu, Usen, nu îndrăznea, după prostia ce-o făcuse, nici să se mai întoarcă acasă. Așa se scurse ziua și noaptea și încă nu mă ostoiam când auzi de afară. Fatma, Fatma, surioară, unde ești? Era nestana? întrebă Aftandil pricepând ce se întâmplase. Nestana, da, glăsui Fatma. Nestana dăruise totul, rubine și mărgăritare, aur, colane și brățări, eunucilor care o păzeau. Și aceștia lacom de avuții, în timp ce ceilalți petreceau, o sloboziseră pe fată, Fugise fugiseră apoi și ei. Am luat-o în brațe pe copilă, vărsând din ochii -mi râu de lacrimi. Nu știam unde să o ascund, dar ea, nespus de curajoasă, n-a vrut să stea și mi-a cerut să-i dau un cal înșeuat. Îndată i-am pregătit calul. Copila a sărit pe el. Ne-am sărutat și ea s-a dus. Abia s-a smuls din brațele mi Fata, ca au și năvălit oștenii de la palat, cu zarvă mare și au căutat-o peste tot. Dar cum puteau să o mai găsească? Nestana se dusese în lume, zadarnic o mai urmăreau. Aftandil, ascultând povestea, nu își credea urechilor. O regăsise pe Nestana? Viteazul în piele de tigru o va putea îmbrățișa? Călătoria sa fusese? Cu atâta spor de la început? Și acum unde e Nestana? Izbucni el nerăbdător. Nestana își plecăia fruntea și lacrimile începură să-i curgă în poală, în șirag. Am uitat, prietene, să-ți spun că dându-i cal i-am dat și arme și am îmbrăcat-o ca flăcău, ca să poată călători mai lesne către țara ei. Dar, dar, oftă femeia pe drum, a fost descoperită că nu era flăcău, ci fată. De cine? Săria Aftandil zvâcnindu-i inima în piept. De blestemații vrăjitori pe care îi numim cadjeți. Notă. Cagetia era o țară imaginară a răului locuită de vrăjitori. Una dintre cele mai realiste imagini a cetății Cagete ne-a dat-o pictorul Georgian S. Cobulațe. Cetatea se ridică pe un munte înalt, așa cum se văd în Georgia multe așezări medievale, dominând împrejurimile cu severitatea ei cenușie, tainică și amenințătoare. Iată cum sunt descriși cadjeții în versurile lui Rustaveli. Iar Cadjeț le zice numai că trăiesc ei la oaltă și într-o vrăjitorie iscusința unaltă. Vată-mă toată lumea și împotriva lor unaltă nimeni n-are. Ei pe oricine ca pe un fir de praf îl saltă și minuni fac. Ei dușmanii și orbesc, ori și descarnă, vânt turbat stârnesc, corăbii de pe mare le răstoarnă, ca pe glie merg pe ape, seacă mări, pot ploi să cearnă și de vor din zi fac noapte și din arși să fac iarnă. De asta zisuleau vecinilor ca geți sau vrăjitori, dar sunt oameni ca și noi, întrupați și muritori. Notă încheiată aceștia cu treieră lumea și unde pot, fac numai rău, au o regină ca un diavol ce locuiește într-o cetate de care, dacă te apropii, ești doborât de un fel de raze ce se împrăștie din ziduri. Zece mii de oșteni ca sunt straja zidurilor negre și alți trei mii păzesc la porți. De vor, ei pot să te orbească, să te prefacă în cenușă, pot să-i cam mare într-o clipă și vara o prefacă în iarnă răscolesc vânturi, ploi, zăpezi și încă multe alte rele pot să săvârși pe voia lor. Acolo, în neagra cetate, au pitulat-o pe Nestana și dulat Hut, reaua regină, a hotărât să o mărite cu un nepot al ei, Rosan. Toate acestea le-am aflat de la un rob care a scăpat de la acadjeți printr-o întâmplare pe care nu ți-o povestesc. Nici nu am vreme pentru asta, rosti atunci Aftandil, și trebuie să afli, Fatma, că eu, de sunt în Gulan Sharo, pentru Nestana am venit. Pentru Nestana vreau să o scap.